2014 reiterat. Riseismic gradul 2, recomandarea expertului de molare. Între 2007 prima expertiză și 2014 cele două expertize s-au făcut și un fel de lucrare consolidată. În partea asta, la altă, este pavilionul oncologic construit în 1938, cu adăugiri undeva la 1950, probabil, nu există niciun document. Și el punit seismic de gradul 2 și în 2007-2008, de la care nu avem urmă de la expertiză, dar în 2014 reconfirmat. Soluția expertului e aceleași, demolarea. Pentru că în consolidare ar fi circa 70% din necesarul pentru înlocuirea lui, 2, s-ar constricționa spațiul de activitate medicală. În plus față de ceea ce discutăm de risc seismic și în pavilioanele cele două, dar mai ales în astea mare, sunt 244 de paturi, aici sunt 45 de paturi, sunt între 1000 de persoane dimineața și 500 noaptea, care înseamnă personalul, care înseamnă pacienți, plus personalul nostru medical. Dimineața mai sunt și aparținătorii, cei care vin la controle și mai departe. Problema mare și a celor două pavilioane, dar în special a acestuia, sunt legate și de alte două chestiuni. Autorizația de funcționare și acreditarea capitală. Ca pondere, cam 85% din ceea ce are spitalul ca să funcționeze, provine de la casă, ca urmare acreditarea este necesară. Autorizația de funcționare de la spital este o autorizație care are un plan de conformare, plan pe care nu-l putem aplica pentru că să intrăm în modificări structurale. Nu putem face modificări structurale pentru că e risc seismic de gradul 2. Și atunci, grupurile sociale care ar trebui făcute niște săli de tratamente modificate structura, nu putem să intervenim, având un risc seismic la construcție, nu putem face investiții. Deci aici ar fi partea de autorizare. În partea de acreditare, să zic, este legată de partea de autorizare. N-am autorizare, n-am acreditare, știți? Dar și o chestiune extrem de importantă este că niciuna dintre clădirile care vedeți nu poate căpăta autorizații ISO. Deci noi astăzi nu avem autorizații ISO pentru funcționarea lor, din cauza scărilor cum sunt amplasate, e o construcție făcută în 1935 și dată folosită pe 14 octombrie 1935. De atunci modificări structurale nu s-au făcut. Recompartimentări, dar modificări sau consolidări nu s-au făcut. În plus la spălătorie, în plus la demisol aici, a fost spălătoria spitalului, cu un grad foarte mare de uzură a subsolului, a demisolului și a pereților portanți la demisol și la subsol. Și am eliberat spălătoria, dar efectele încă din 2007 structura era afectată, spune expertul. Nu ne-a spus cât de afectată și defectul nostru a fost că nu am avut o urmărire a construcției în timp. Nu am făcut așa ceva, dar astăzi situația este cea care v-am expus. Deci expertiza asta recomandă. Rugămintea mea mare este împreună cu domnul președinte să depunem toată expertiza pe care am realizat-o și cea din 2014 și cea anterioară, să luăm o analiză clară asupra celor două clădiri. Dacă se impune într-adevăr demolarea lor, vom proceda la acest lucru. În paralel, rugămintea mea mare este să pregătiți și partea de extindere, pentru că noi, chiar dacă vom ajunge la o concluzie că merită să le consolidăm, dacă vom intra cu consolidare pe ele, obligatoriu trebuie să avem o relocare a activității. Și atunci dumneavoastră, împreună cu domnul președinte, pregătiți toate etapele, dacă intrăm pe consolidare, pe demolare, pe extindere, unde relocăm bolnavii. Pe mine asta mă interesează în momentul ăsta, astfel încât niciun bolnav, niciun pacient să nu sufere. Deci trebuie să aveți asigurate toate circuitele funcționale, fie că identificăm un alt sediu, fie la spitalul municipal, că înțeleg că este și spitalul municipal, pe o perioadă, nu avem. Deci încercăm să găsim o posibilitate, poate consolidăm, deci haideți să văd exact expertizele. Dacă reușim să le consolidăm, trebuie să avem varianta ce facem cu bolnavii pe perioada consolidării. Chiar dacă le vom demola, ce facem cu bolnavii, unde îi ducem? Dacă atunci demolăm, atunci propunerea noastră este să construim acolo, avem proiect deja, să construim acolo un corp. În timpul ăsta, sigur, bolnavii rămân aici, după care îi relocăm dincolo. Dacă ne gândim să consolidăm aici, chiar nu știu ce variante aveți de relocare a bolnavilor. Nu avem. Noi am spus situația în Comitetul pentru Stare de Urgență la nivelul județului și în ședința tehnică a Comisiei de Suport, să spunem, în grupul de suport tehnic, am analizat posibilitatea relocării, dar din 883 de paturi, 290 este imposibil să le reloci în
în cadrul spitalului și nici nu avem în zonă un spital sau ceva care să putem face o asemenea chestie. Deci nu eu vă aștept, nu cel mai scurt timp, cu toate documentațiile avizate, fie de expertul de la riscul seismic, verificatorii de proiecte, haideți veniți cu toate documentațiile și luăm o decizie. Fie introducem în consolidare pe partea de risc seismic, fie mergem pe extinderea corp, așa cum propuneți, domnul președinte. Dar vă aștept cu toate documentațiile. Facem temele și... Am înțeles, am văzut, trebuie să găsim o soluție. Important, așa cum am zis și mai devreme, este siguranța cetățeanului. Degeaba dumneavoastră faceți eforturi pentru asigurarea actului medical dacă în permanență avem siguranța cetățeanului pusă în pericol. Și actul medical este, dacă nu avem circuite, la un moment dat va avea o problemă și actul medical. Rugămintea mare este în regim de urgență, pregătiți toată documentația să puteți să o analizăm. Mulțumim, așa facem. Mulțumim. Mulțumim.